preluată în luna iulie anului 2013 de noua conducere a companiei de apă într-un stadiu de realizare de 16%. Astăzi, lucrările pe programul cu finanțare europeană post-mediu 1, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, au ajuns să fie realizate în procent de 50,4%. La Târgoviște, stadiul realizării lucrărilor de rețele de apă este de 87%, 140 de milioane de euro. Aceasta este valoarea proiectului care vizează modernizarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare, stații de epurare, municipiul Târgoviște și Moreni, precum și alte patru orașe, fie în Titu, Găiești și Pucioasa. În Titu și Găiești nu s-a lucrat aproape nimic. Firmele care au câștigat inițial licitația au luat sume mari de bani ca avans fără a efectua lucrări, după care au intrat în insolvență. Contractele au fost reziliate și acum a fost organizată altă licitație, care însă a fost contestată. Sunt în contestație două licitații, licitația de rețele de apă și canalizare de la Titu și licitația de lucrări de rețele de apă și canalizare de la Găiești. Sperăm ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să se rezolve și aceste contestații în conformitate cu prevederile legii. La Titu au participat la licitație 5 firme, iar la Găiești 12 firme. Proiectul de extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu apă demarat de compania de apă Dâmbovța va rezolva problema alimentării cu apă și a canalizării în mediul urban. De acest proiect vor beneficia aproximativ 170.000 de dâmbovițeni. Proiectul a demarat în anul 2010 și va avea termen de finalizare decembrie 2014.